Fie că vorbim de ajutoare sociale, alocații de susținere a familiei, dar mai ales de indemnizații de creștere a copilului și stimulente, multe dintre ele sunt încasate necuvenit. Statisticile Agenției de Plăți și Inspecție Socială OLT, instituția care verifică acordarea acestor drepturi, arată că unii beneficiari încearcă să păcălească statul. Din păcate, înregistrăm și pot să spun în jurul a 50-60 de debite lunare, din păcate se înregistrează la beneficiarii de indemnizație de creștere a copilului, unde acolo există o interdicție ca pe perioada accesului la acest beneficiu social nu ai voie să desfășori activitate pentru care să obții într-un an calendaristic mai mult de 3.000 de lei. Sunt familii care nu respectă regulile nici atunci când cer stimulentul de inserție. Acesta se acordă celor care se întorc la serviciu cu cel puțin 2 luni înainte ca cel mic să împlinească vârsta de 2 ani. Condiția este ca beneficiarul să-și păstreze locul de muncă cel puțin un an de la reîncadrare. Ei ne aduc o decizie de angajare, o copie de pe contractul de muncă, adeverință de la angajator, și constatăm în cadrul, noi facem verificări lunar și constatăm că după o lună, două, ei își încetează raportul de muncă cu acel angajator și nu mai registrează niciun venit și normal noi așa facem noi debite. Spre exemplu, anul trecut, agenția a identificat peste 850 de beneficiari care au încasat necuvenit drepturi de asistență socială. Valoarea debitelor depășea 700.000 de lei, din acești bani fiind recuperați aproximativ 550.000 de lei. În cazul în care banii nu pot fi recuperați de inspectorii sociali ai instituției, dosarele sunt trimise la finanțe, unde se începe o procedură de executare silită.